Czech Media. Deci Comisia Electorală Centrală anunță despre suspendarea paginilor web administrate de instituția noastră. Comisia își reiterează adeziunea și respectul deplin față de legislația în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv față de legea 133, ce ține de protecția datelor caracter personal. Fiind la moment, în ziua de astăzi, în deplin control inopinat, inițiat de Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, care s-a sesizat în baza unui pretins fapt de prelucrare ilegală a datelor caracter personal și examinând obiecțiile înaintate de către inspectorii acestui centru, și anume Sergiu Bozianu, șef adjunct al Direcției Evidență și Control, și domnul Sergiu Rusu, consultant al Direcției Evidență și Control, comisia decide să suspende utilizarea pe o perioadă nedeterminată, începând cu ziua de astăzi, 30 mai 2015, începând cu ora 14, a paginilor administrate de instituția noastră, și anume Czech Media, Votează Media, Alegător Media, care până în prezent au informat toate părțile interesate despre ședințele Comisiei Electorale Centrale, ordine de zi, inclusiv asigurând transmisiunea live pe internet a ședințelor Comisiei Electorale Centrale. Au fost publicate hotărârile aprobate de Comisia Electorală Centrală, procesele verbale a ședințelor CEC, rapoartele financiare a concurenților electorali, inclusiv în campania electorală, cadrul normativ aferent alegerilor și organizării tuturor proceselor electorale, inclusiv sub formă grafică. Arhiva funcțională a Comisiei Electorale Centrale, inclusiv și baza de date despre alegerile organizate, desfășurate până în prezent. Corespondența de intrare, ieșire, la fel, suntem mândri de acest fapt că ultimii 3 ani suntem o instituție de maximă transparență și am fost o instituție de maximă transparență, publicând cererile, petiții din partea cetățenilor, sigur cu respectarea prevederilor legii 103.